ce veste minunată! În Betleem ni se arată. Astăzi s-a născut cel fără de început, cum au spus prorocii. Astăzi s-a născut cel fără de început, cum au spus prorocii. Că la Betleem Maria, săvârșind călătoria, într-un mic sălaș lângă acel oraș, a născut pe Mesia. Într-un mic sălaș lângă acel oraș, a născut pe Mesia. În coliba păstorească, vruta Domnul să se nască. Fiul cel preasfânt nouă pe pământ să ne mântuiască. Fiul cel preasfânt nouă pe pământ să ne mântuiască. Păstorii văzând în zare pe cer o lumină mare, ei fluierau, îngerii cântau și cu tot se bucurau. Ei fluierau, îngerii cântau și cu tot se bucurau. Cu toții se sfătui spre locașul sfânt porniră, unde au aflat prunc prea luminat și îl preamăriră. Unde au aflat prunc prea luminat și îl preamăriră. Pe Fiul în al său nume, Tatăl l-a trimis în lume să se nască și să crească, să ne mântuiască. Să se nască și să crească, să ne mântuiască.